Atenție cum stă crepulia. Haideți să vedeți. Nu știu dacă este adevărat aia, că m-am gândit că poate nu văd eu bine. Da, pe cuvânt că n-am, vă zic, nu mai văd bine. Ochelarii îmi trebuie, dar chiar așa. E crepulia? Hai că imediat vedem și faza. Asta este. Uitați-vă la crepulia, mă. Am văzut bine până la urmă, nu? Deci nu-mi trebuie ochelari. Am crezut că îmi trebuie ochelari. N-am nevoie, mă duc la niciun consult de ochelari. Băi, eu văd bine așa. Crepulia și asta. Ia uite-te la el. Crepulia ținea bara spre exterior. Da, da, stai că poate lumea nu înțelege la ce ne uităm. Să nu iasă mingea. Atenție, numărul 2. Deci să nu iasă mingea în corner, cred că, nu? În poartă poate să intre, dar să nu iasă în corner. Deci așa ceva, eu nu, am zis, bă, văd bine, nu văd bine. Deci numărul 21, care ține bara, ca să înțeleagă lumea, ține bara spre exterior, adică... Da, pentru că a văzut că se lasă puțin poarta în partea aia și a zis era puțin lăsat. Avea un pic de... Ele stângaci... Ia uite-te, da, era stângaci de ambele picioare și de mâini, da. Deci așa ceva, ai mai văzut vreodată așa ceva? Să ieși din cadrul porții? Da, ți-am și spus, bă, poate n-am văzut bine, adică nu cred că văzut bine la așa ceva. Să ieși din cadrul porții în momentul când băla așa de cu capul. Da. E posibil, nu? Da. Acum văd și eu, dar... După cum ne dăm seama, da. Nu, după cum ne dăm seama, nu pot să-mi dau dacă stă în afară sau e în interior. Auzi, nici acum nu pot să-mi dau seama. Auzi, l-am văzut pe Cristiano Ronaldo în aia, lasă-l, cu Porto. Și eu cu Porto, da, dar asta... Făcând ce a făcut, adică... Așa ceva și el ridică mâna acum. Ridică mâna. Aolo, ce faceți, m-ați dat? Bă, lașa. Fabulos. Nu, deci nu. Așa ceva. Fabulos moment. Bun, Dinu Tudorel. Deci, Pandi, vreau să-mi spui părerea ta despre procesul lui Dinu Tudorel. Pentru cei care nu știți, poate rămâneți până la ora asta, noi să vă explicăm așa în mare. Deci, se pune mâna pe telefon din partea clubului FCSB, Mihai, înțelegem, îl sună pe Dinu Tudorel. În ideea de a-l coopta în cadrul Academiei. Deci, dom'le, te consider suficient de bun pentru a fi antrenor la copii și juniori. Doar că nu poate să răspundă Dinu Tudorel, replică cu un WhatsApp. Sunt la mănăstire, la duhovnic. Ceea ce e foarte bine. Ceea ce, nu, corect, adică nu, partea, ce corect. Partea asta nu ia nimeni, nu nicio formă în derâdere, nu da. Poți. După care, văzând că omul este la mănăstire, îi se spune lui Gigi Becca, domnule, nu e, pot să dau de el la mănăstire. În concluzie, devii antrenor principal, echipa mare. Adică nu te mai pun la... Pentru că pare foarte important locul în care te prinde mesajul, telefonul. Da, și mai important că pe toți îi prinde acolo. Mai puțin pe Poenaru, care Poenaru stă pe la televizor și spune tot timpul ce ar face el dacă cumva ar fi pus. Mă, Poe, n-ai înțeles că nu interesează pe nimeni ce ai face dacă ai fi pus? Sunt la mănăstire și că ești prost, că ești bun, te pune oricum. Deci nu contează ce idee ai sau ce n-ai. Dar, vezi, până la urmă, cei doi mi-au fost jucători, știi? Și acum stau așa și mă gândesc și câteodată îmi pun până la urmă întrebarea. Crezi că unuia sau altuia i-ar fi convenit să știe că eu stau pe bancă și că vine patronul și îl schimbă în minutul 30 fără ca eu să fac nimic? Bună întrebare. Ei trebuie să-și o pună pe asta. Tudorel și cu Poenaru. Și alții care vor da. Să ajungă așa. Înțelegi? Trebuie să spui, mă, dar la un moment dat am fost și eu, da? Într-o situație anume. Și Poe știe despre ce vorbesc. Că a fost și el într-o situație din asta, iar eu n-am acceptat așa ceva. Ai pățit? Ți s-a sugerat? Nu, știi că mie nu... Eu nu stau nu, după... Nu, dar e important până eu la urmă. Eu nu stau după ani de zile să încep să dezgrop, că nu, astea sunt lucruri care n-ai ce să le discuți. Da, chiar cu Poenaru s-a întâmplat? Exact cu Poenaru. Exact cu Poenaru. Deci cu Poenaru ți s-a sugerat exact că nu trebuie să joace. Nu. Și-a spus omul părerea, eu mi-am spus-o pe a mea, am făcut cum am crezut eu și am terminat discuția. Da? Dar asta este întrebarea. Ți-ar fi convenit știind că eu stau pe bancă? Și ai mai fost mult antrenor? Eu? Da. După aia? Da. O oră. O oră, atâta. Înțelegi? Deci ai rezistat ceva? Bine, cum? Alții nu mai rezistă nici două minute, îți dai seama, eu totuși o zi, nu? Cred că o zi, două zile, nu știu cât. Deci încă două zile după ce n-ai vrut să... Încă o zi sau două când ne-am întâlnit, dar nu asta e discuția. Întrebarea este asta, ți-ar fi convenit acum să te întorci în timp și să te scoată cineva în minutul 30, dar tu să știi că eu, da? Eu eram pe bancă. Îți convene? Da. Cum mă priveai tu pe mine? Cum mă priveai tu pe mine, jucător, pe... care știi că te scoate patronul. Iar eu, Basarab Panduru, sunt antrenorul tău. Cum te uitai la mine?
Da. Cum te uitai la mine? Cum te uitai la mine? Cum mai puteam eu să mai discut cu tine și tu cu mine? Păi cred că răspunsul că această echipă CFR Cluj câștigă campionatul de pe toamnă. Da, eu vă spun și FCSB-ul nu câștigă. Nu, deci asta, nu, din momentul de față, din momentul în care s-a văzut cum a fost numit Dinu Tudoran, nu mai poți să pui nicio întrebare logică. Deci nu are nicio întrebare care ți se pare ție că într-un fel sau altul are o logică. Asta este o nebunie, este pur și simplu o nebunie. Asta nu mai este, nu are nimic de a face cu nicio logică, meritocrație, gândire strategică, absolut nimic. Este pur și simplu un loz în plic. Ce logică a fost și la discuția cu Șumudică, de la ce a plecat? Da. Dar nu este nici corect, după părerea mea, să vii acum, fiind în galerie, să dai vina pe Meme Stoica că el a pus antrenor. Tu știi cine a pus antrenor, lasă-l pe Meme că nu el l-a pus. Da, și dacă ai curaj, spune el lui. Dacă ai curaj, spune el lui, nu-i spune lui. Gigi Becali, că nu-i corect care... să-i spui lui, care n-a pus și știi bine că n-a pus. Spune celui care a pus antrenor. La Craiova este altceva, da, în fotbalul românesc, în momentul ăsta, din ce am văzut eu, balanța se cam duce pe undeva pe la 10-12 milioane, dacă balanța este corectă, de cheltuieli. Da. Da, așa am văzut care și Craiova. Nu poți, în momentul ăsta, să rămâi la 10-12 milioane, dacă nu vinzi în fiecare an un jucător cu 5-6 milioane. Sau dacă ai bani foarte mult și este plăcerea ta, gen Abramovici, să cheltui cât vrei tu. Acum dau 100 de milioane pe un jucător, mâine dau pe un tablou care nici nu știu dacă valorează sau nu, dar poate o valora peste 50 de ani și rămâne soției copilului. Înțelegi? Astea sunt lucruri care sunt diferite. Sau dacă ești statul Qatar. Da, Qatar și ai mândrie. Acolo nu contează câți bani cheltui, pentru că oricum am mai mulți decât pot să cheltui. Dar mândria mea și de a fi eu câștigător și de a le demonstra tuturor că am venit și aici, că atenție, și aici, și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. Mâine, poi mâine, peste tot. Să le arătăm la toți că suntem cei mai buni. Câți bani cheltuim? Puțin ne interesează pe noi. Ce bagnotă vrei? De care vrei? Stai să mai o fac acum. Deci, pleacă și o fac. Când dau, revenim. Și aici trebuie să analizezi bine, să vezi și oferte și să înțelegi dacă el este în cel mai jos punct al lui, dacă poate să crească mâine într-o altă poziție, sau dacă ai nevoie de bani și este singurul jucător, cam așa pare, chiar dacă cu jumătate din bani, este singurul jucător care ar putea să țină balanța, că nu văd pe cine ai putea să mai vinzi. Nu, în momentul de față e o problemă. Deci, dacă vrei să ajungi tot la dacă ai 10-12 milioane cheltuieli și vrei să reglezi puțin balanța, trebuie să vinzi un jucător. Dacă vrei, dacă n-ai altă soluție. Dacă n-ai altă soluție. Pentru că altă soluție este ori să finanțezi tu, ori să din buzunar, probabil, da, și ori să te califici în niște grupe europene și să aștepți de acolo. Da. Calificarea e foarte grea. Da, ai asta văzut. Nu că e foarte grea. Când ai dat de o echipă cât de cât, n-ai. N-ai dat nici măcar de o echipă cât de cât și ai fost eliminat anul trecut. Ai dat de AEK sau cine ai dat? Nu, anul trecut ai dat de... Da, cu Bergoli, da, și cu un an înainte. Ai trecut de două tururi, parcă nu, și al treilea. Tot papură. Da. Da? Și ai ajuns la AEK. Da. Nu sperietoarea sperietorilor, dar deja ți-e greu. Înțelegi? Absolut. Când dai de echipe din astea, deja ai probleme. Și atunci, ce e mai ușor? Păi, până la urmă, cred că mai ușor e să avem jucători, să-i vindem, că văd că deja putem să vindem cu 7-8 milioane fără probleme. Nu mai e nicio problemă. Iei pe Cicâldău 7-8 milioane? În momentul ăsta mi-e greu să cred că da, dar nu mai știu și nu se știe niciodată la noi în România. L-am auzit.